Pârla este comuna campioană a județului Argeș în ceea ce privește atragerea fondurilor europene. Cu aproape 5 milioane de euro aduși de la bugetul Uniunii, comuna din sudul județului a construit drumuri, poduri, s-au modernizat școli, iar acum se vrea înființarea unui liceu agricol. Am început deja demersurile, fiind localitatea departe de oraș, clădirea corespunde, mai rămâne acum directorul școlii să urmeze pașii care i-are de urmat. Deja și-au exprimat 24 de copii, dar rămâne la acest liceu, plus că avem și comunele Hârsești, Stolnici și Hârseștii, care și de acolo eu sper să fac două clase paralele. Tot cu bani europeni, la Bârla s-a construit și un parc, investiție ce are succes, spune primarul. Este un parc extraordinar, mi-a și o silința. Și să știți că seara de seară, că e timp bun, că plouă, că ninge, e plin. E plin. Pentru că și ce facilități la oraș, ce facilități oferă. Așa, pentru că și cei din Bârla și cei din Pitești plătesc aceleași taxe și au dreptul la viață. Parcul a fost adaptat nevoilor satului. Femei la bârfă, iar îndrăgostiții ne-am creat un labirint pentru îndrăgostiți cu fiecare... Vedeți? De gardiu, un fel de cameră, așa, gardiu și cu o băncuță, unde fiecare vine pe alee, intră acolo, sade și stă de vorbă cu prietena. Primarul Neacșu leagă succesul atragerii fondurilor europene de angajarea unui specialist în primărie, un promotor local ce se ocupă special de această activitate. Părerea mea e că fiecare primărie ar trebui angajat un promotor local, chiar obligat să-l angajeze, pentru că acest om își scoate banii pe două vieți.